În fiecare an, la sfârșitul cursurilor, unitățile de învățământ își răsplătesc elevii cu rezultate foarte bune la învățătură. Astăzi, școala gimnazială Nanu Mușcel, cu sprijinul Asociației de Părinți, a oferit copiilor care au obținut premii la concursurile și olimpiadele școlare județene sau naționale diferite recompense, constând în diplome, dar și premii în bani. Ca de fiecare dată, la finalizarea cursurilor, cuantificăm rezultatele obținute de-a lungul anului școlar și cu această ocazie mulțumim Asociației de Părinți Nanu Mușcel, care ca de fiecare dată este alături de noi și cu ajutorul Asociației vom premia elevii cei mai meritoși. Dacă astăzi sau mâine se vor desfășura premierile la nivel de clase, acum cu această ocazie vom premia elevii meritoși, cei care au venit de la olimpiadele și concursurile județene cu premii. Datorită muncii lor și îndrumării profesorilor de la clasă pe acele discipline, noi ca unitate școlară reușim și de această dată să ne aflăm în topul celor mai bune școli din județul Argeș. În spatele acestor rezultate știu foarte bine elevii care le-au obținut că este multă muncă, este ambiție, niște ore pe care ei le-au folosit pentru a învăța, pentru a crește informațiile, în disciplina respectivă și de aici și de rezultatele. Una dintre premiante a fost Anastasia Voicu, elevă care va merge la gimnaziu anul viitor, încheiind astfel cu succes clasele primare. Sunt în clasa a 4-a B, coordonator, profesor Boncoi Daniela, și îi mulțumesc foarte mult pentru reușitele la care am ajuns. Sunt foarte mândră de ceea ce am reușit să fac, iar munca mea spun că a fost răsplătită. Îi mulțumesc conducerii școlii pentru premiile pe care ni le-a acordat și prin aceste concursuri noi perseverăm și cu fiecare greșeală învățăm să fim din ce în ce mai buni. Și doresc ca și ceilalți colegi ai mei să fie extrem de perseverenți și să auzim de ei numai de bine. La ce concursuri ai participat tu și ce premii ai obținut? La concursul județean de limba și literatura română, la etapa județeană la limba și literatura română la olimpiadă. În vacanță am să învăț ca să fiu în ton și în clasa 5-a și pot să am timp și să mă distrez puțin. Pentru elevi va urma o bine meritată vacanță, pe parcursul căreia copiii se vor relaxa, își vor reîncărca bateriile pentru noul an școlar care va începe în luna septembrie.